Mama mea icoană sfântă, sărut mâna ta muncită. De această dată vă salutăm din Voinești cu o surpriză frumoasă pentru doamna Linuța, care astăzi este sărbătorită. O surpriză venită cu toată dragostea din partea persoanelor dragi, așa că rămâneți cu noi să vă surprindeți și să vedem cum va reacționa la această surpriză. Să-ți șterg lacrimile toate. Surprize la domiciliu. Noi oferim emoții. Bună ziua! Căutăm o doamnă sărbătorită, cu doamna Linuța. La mulți ani vă spunem, doamna Linuța! Florile sunt pentru dumneavoastră. Noi suntem echipa surpriză la domiciliu Iași. Știind că astăzi sunteți sărbătorite, venim la dumneavoastră cu o surpriză frumoasă din partea cuiva drag. Și am să vă întreb dacă cumva bănuiesc cine v-a pregătit această surpriză. Cum i-a spus? Ia să apară când vine și ne apară. Mă mai îmbrăcă și eu să te Cu toții o să vă cântăm astăzi un la mulți ani, după care o să aflăm împreună din partea cui vine această surpriză și ce are astăzi să vă transmite. Reușiți? Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani! Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani! Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani! Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani! Mulți ani, la mulți ani, la mulți ani fericiți, la mulți ani să trăiți! Mulți ani, la mulți ani, la mulți ani fericiți să trăiți! Iar acum a venit momentul să aflăm și din partea cui vine această surpriză. Să vedem cine astăzi și-a dorit să vă transmit un la mulți ani mai special. Iar mesajul spune așa. Dragă mamă, în această zi specială ne rugăm la Dumnezeu să te țină sănătoasă și puternică, fericită și liniștită și să ai parte de tot ce este mai bun. Îți mulțumim pentru răbdarea care ai avut-o cu noi și că ne-ai oferit toată iubirea și căldura de care un copil are nevoie. Nu sunt cuvinte pentru a-ți mulțumi suficient pentru tot, pentru că ne-ai sprijinit și ne-ai ajutat mereu să alegem drumul cel bun. Ești o mamă și o bunică extraordinară, gingașă și grijulie. Din nou un călduros la mulți ani, cu cât mai multe zile senine, să ne bucurăm împreună de tot ce are viața mai frumoasă să ne ofere. Te iubim, scumpa noastră mamă și bunică. Cu drag, fiica ta Liliana, ginerile Toni și nepoatele Mădălina și Bianca. La mulți ani! Iar acum, dacă ați avea și dumneavoastră să le transmiteți ceva fiicei, ginerilor și nepoțelilor. Sănătate din partea noastră și să ai zi sănătoși, străinătate. Sănătate multă vă spunem și noi. Mulțumim, străinătate. Să știți că ei sufletește sunt aici lângă dumneavoastră și vă sărbătoresc astăzi. Mulțumim. Și cel mai important este că curtea este plină. Și aveți cu cine să sărbătoriți? Vineri, nepot. Sunteți bogate. Aveți cei mai dragi aproape. Cu siguranță o să se întoarcă și fica cu ginerile și nepoțelile aici lângă dumneavoastră. Să recuperați în aceste momente. Iar acum să știți că fica a mai pregătit și o melodie pentru dumneavoastră, care dorește să o ascultăm împreună. Mama mea e icoană sfântă, sărut mâna ta muncită. Și fața arsă de soare, pe care o curs la grămioare. Vin, măicuță, de departe, să-ți șterg lacrimile toate. Să uiți, mama,
îndeoptat mai, că prea mult mai așteptat mai. M-aș face vânt să-ți mângâi părul cărunt, măi. Toate florile din lume le-aș pune în a ta mână. Ai muncit pentru copii, măi. Ai făcut din noapte zi, măi. De bine, Domnul să-ți dea zile bune. La mulți ani vă spun eu, doamna Lenuța, încă o dată. Sănătate multă, să vă bucurați de toți cei dragi ai dumneavoastră și să aveți așa, mai des aproape de dumneavoastră. E greu. Așa e străinătatea, așa au ajuns timpurile. De acum azi vă bucurați că ei sunt bine acolo unde sunt. Dumneavoastră sănătate multă, să-i așteptați cu bine acasă. Ei, Dumnezeu să fie sănătoși.